Aș vrea acum să vorbim puțin despre tumorile benigne renale. Există astfel de formațiuni și cum se tratează dacă le diagnosticați? E foarte important să lămurim un pic termenii. Termenul formațiune, termenul tumoră, termenul cancer. Tumorile sunt ceva ce, un țesut care crește în plus într-un organ. Și acum vorbim despre rinichi. Aceste tumori pot fi benigne și nu orice tumor în rinichi este malignă, nu e cancer. Cele benigne nu sunt cancer, cele maligne sunt cancer, ca să lămurim un pic termenii. Și vorbim despre tumorile benigne. Ele sunt, nu sunt rare, sunt fenomenal de dificil de diagnosticat preoperator. Și asta este un handicap teribil pe care îl avem noi toți. Mijloacele tehnice care sugerează orientarea spre benignitate sau malignitate spre cancer, dar nu o pot certifica. Diagnosticul de certitudine se pune exclusiv anatomopatologic. Există însă criterii care orientează spre benignitate sau spre malignitate și de care, bineînțeles, trebuie să ținem seama. Tumorile benigne, cele mai frecvente, sunt tumorile chistice. Sunt niște cavități care apar în rinichi, umplute cu lichid, cu sau fără septuri, au o clasificare Bosniac, se numește, de la 1 la 4, în care cele clasificate 1 și 2 sunt aproape sigur benigne și asta s-a constatat statistic prin examene anatomopatologice pe cohorte enorme de pacienți, iar cele clasificate cu septate 3 și 4, în clasificarea 3 și 4, sunt foarte posibil maligne. Deci un chist nu e obligatoriu să fie benign, el poate fi malign. Pe de altă parte, alte tumori sunt niște termeni dificil de înțeles așa, sunt pur urologici, nici neapărat foarte medical general sunt. Angiomiolipomul este o combinație, așa cum și numele îi spune, de o tumoră care are o structură vasculară, una musculară și una lipidică și care poate ajunge la dimensiuni enorme, 10-15 cm la nivel renal. De asemenea, oncocitomul este de asemenea o tumoră. Toate aceste tumori sunt considerate, adenomul renal, sunt tumori considerate benigne. De ce sunt benigne? Pentru că din ele nu pleacă celule la distanță ca să provoace metastaze și să distrugă organismul printr-un mecanism metastatic. Așa. Dar ele pot evolua, ele sunt benigne, dar pot evolua malign dacă se dezvoltă la dimensiuni foarte mari, comprimă organele vecine și pot provoca disfuncții. Un oncocitom de 15 cm pe partea stângă poate comprima duodenul, splina, pancreasul. Pe partea dreaptă poate da icter prin compresia veziculei biliare sau a coledocului. Deci toate se pot comporta, dar ele nu sunt princeps considerate mortale. Tumorile maligne însă sunt considerate mortale.